Ce ne puteți spune despre poluarea din Ploiești? Da. Știți foarte bine că și data trecută, când am fost ministrul mediului, problemele nu numai pentru că sunt eu proieșteancă și brahoveancă, ci pentru că am considerat că tot ce înseamnă nivel de poluare ridicat peste normele admisibile europene și internaționale trebuie foarte bine analizate cu strictețe și măsurile să fie pe măsură. De când am plecat din ministerul, fostul minister al mediului, apelor și pădurilor, am lăsat sumă pentru Agenția Națională de Protecție a Mediului pentru achiziționare unei stații mobile care să poată în orice moment să depisteze nivelul de poluare pentru toate noxele posibile, emisiile posibile, deci și pentru monoxid de azot și pentru sulf și așa mai departe. Procedura, în schimb, de achiziție nu a fost finalizată nici măcar în ziua de astăzi. Banii în buget, în schimb, sunt. Am procedat în tocmai purtând discuții cu președintele Agenției Naționale de Protecție a Mediului ca această stație să poată să fie achiziționată anul acesta și nu numai pentru județul Prahova, fiind prinși banii în buget pentru încă două stații pentru zonele care sunt, să spunem, de mare interes din punct de vedere al poluării. În același timp, pentru că mi se pare anormal ca mulți dintre agenții economici care funcționează pe area administrativă a municipiului Ploiești nu își îndeplinesc de fiecare dată planul de măsuri care este pus în autorizația de mediu, consider că a trebuit și trebuie în perioada următoare să fie făcut un control amplu, începând de la Agenția de Protecție a Mediului până la agenții economici respectiv, ca să vedem astfel dacă planul respectiv de măsuri este într-adevăr respectat, dacă nu cumva în autorizația de protecție a mediului acestui plan i s-a dat un termen mult prea larg, astfel încât să-i permită agentului economic, să spunem așa, să nu-și aducă linia de tehnologizare la zi conform normelor internaționale. Așa că nu vă pot spune exact când va porni un control pe calitatea aerului în municipiul Ploiești și în județul Prahova, dar cu preponderență în municipiul Ploiești, pentru că în felul acesta i-aș face pe toți cei care fac lucruri din acestea să-i atenționez. Îi atenționez oricum cu atenția, cu ajutorul dumneavoastră, că voi face, că voi fi foarte strictă și voi fi foarte strictă ca să nu mai permit unora care trăiesc în Ploiești de foarte mulți ani, la fel cum trăiesc și eu și sunt nemulțumită de foarte multe din emisiile pe care le simt la anumite momente în zi, dar totuși au avut niște funcții în statul român, să poată să facă aprecieri. Eu, în general, le uit foarte repede, în schimb, vreau să iau toate măsurile ca cetățeanul să nu fie cel afectat și sănătatea noastră să nu fie în pericol. În schimb, îmi pare foarte rău că s-a pierdut aproximativ un an și jumătate din viața noastră a românilor din lipsă de profesionalism, din lipsă de respect față de cetățenii acestui stat și că banii europeni pe care noi ar fi putut să-i absorbim, nu i-am absorbit și că guvernul actual al României trebuie să recupereze, nu un an și jumătate, ci pierdere, ca să spunem așa, extrapolată în ani, poate chiar de 5 ani. Eu vă mulțumesc!